pentru toate zodiile, aspectele planetare comune în această săptămână, 6-12 februarie 2023, sunt următoarele. Luna are o poziție cu Saturn, se acumulează tensiune, adică nervozitate, apare și un spirit mai conservator, poate unor în societate, apare o afectarea relațiilor de tendința poate de abandon. Venus se află în quadratură cu Marte, sunt frustrări sentimentale, capricii, relații mai tensionate, Soarele are o quadratură cu Uranus, lucru care va crește ceva agitația, încăpățânarea tendința oamenilor de a fi raționali, dorința de a căuta schimbarea, o creștere a impulsivității. În societate sunt impuse principii morale, poate simultan cu această aspectare a, lui, a soarelui cu Uranus, această quadratură, relațiile mai conflictuale, sextilul lui Mercur cu Neptun, care aduce o creștere a intuiției, a sensibilității, a creativității, relații bazate pe armonie. Există un sextil al lui Venus cu Uranus care amplifică dorința de libertate, de independență, amplifică și creativitatea, relații uh, bazate pe armonie. În 7 februarie, luna din fecioară, în peregrinaj, va amplifica armonia tendința oamenilor de a fi creativi, de a căuta aspectele practice, atracția pentru natură. În 8 februarie, luna se află în opoziție cu Venus, aduce ceva tensiuni sentimentale și tendința poate de a fi unele excese în planul afectiv, Există vulnerabilitate în planul credulității, relații bazate pe capricii. Opoziția Venus-Lună se valorifică printr-o configurație daltă, având ca planetă focar pe Uranus, printr-o tendință a oamenilor de a căuta libertatea, spiritualitatea, creativitatea. Luna se află în opoziție cu Neptun și va favoriza iluziile, tendința de abandon, relații bazate pe iluzii, opoziția lui Neptun cu Luna se valorifică și ea printr-o configurație daltă, având ca planete focar pe Mercur, dar și pe Pluto, folosindu-se intuiția, folosindu-se sensibilitatea, creativitatea, relații bazate pe intelect și creativitate. În 9 februarie, luna din balanță va favoriza căutarea trecutului, deschidere în relațiile sociale, relații sentimentale, emoționale, riscul unor implicări publice, este căutată descoperirea oamenilor în ceilalți prin căutări, confruntări, conflicte. Factorul poate fi bazat Dominant acum pe diplomație, pe armonie, luna se află în opoziție cu Jupiter și va favoriza tendința de uh, nepăsare, de lăcomie, de indiferență, abuzul de încredere, relațiile ceva mai nesigure. În 10 februarie, luna în trigon cu soarele aduce aspecte favorabile, echilibru, calm, încredere. Relații bazate pe înțelegere. Trigonul lunii cu Saturn va favoriza gândirea, seriozitatea, perseverența, corectitudinea, moralitatea, relații bazate pe fidelitate. Deschiderea către lucrurile simple. Conjuncția lui Mercur cu Pluto din Capricorn aduce o. Utilizare mai puternică a mentalului, șansa oamenilor de a ieși din stagnare, de a găsi soluții, de a se mobiliza în eforturile lor, de a comunica bine și chiar de a obține ceva beneficii. În 11 februarie, Mercur va intra în vârsător, este într-o stare de exaltare, de unde este favorizat mentalul, ideile nonconformiste, deschiderea la progres soluționarea unor probleme prin uh, uh, soluții uh, noi, non conformiste. Oamenii sunt direcți, creativi. Luna se află și în Scorpion în cursul acestei săptămâni și când va intra în Scorpion uh, vor predomina emoțiile, sentimentele, uh, dorințele uh, sunt uh, controlate totuși, uh, nu sunt arătate uh, exteriorizate aceste sentimente, aceste emoții, uh, se preferă acțiunile discrete, căutările trăirile sunt profunde Există riscuri de accidente, ceva mai mari, de mici accidente, și experiențele profunde care pot alce transformări, dar în același timp și creativitatea asupra indivizilor.